Nu mai are rost să vă întreb din partea cui credeți că venim, că Oi, deja Antonia. dumneavoastră ați bănuit și știți. Așa este băiatul, Nu. Nora și... Dumnezeu să ia în brațele, să-i păzească, să-i ocrotească. Doamne ajută. Nu mă așteptam. Ce-mi face mie băiatul meu? Să fiți sănătoasă. Mulțumesc. Îi pare rău că n-a putut să o fie alături. Acum inima și sufletul este aici lângă dumneavoastră. Așa este, și ne-a trimis pe noi să vă fim alături în această zi frumoasă. Vă mulțumesc, Nemiu, și lui îi mulțumesc. Să-i dea Dumnezeu sănătate, Doamne ajută, fericire și lui și la nevasta lui și la Bună. Copilașii lui. Stai puțin, mama. Le avem și... Da, puiul meu, da, uite, a venit Doamne. Bună ziua! Uite. Ne avem un tortuleț pentru dumneavoastră și un aranjament floral, dacă o să mă puteți ajuta dumneavoastră, da, doamna mea, să le țineți. Da, doamna mea. Ține micuța telefonul, îl ține. Da. Așa, și asta este pentru dumneavoastră și mai da, avem da. Pregătit și o melodie și un mesaj. Haideți să auzim. Puteți să-l țineți? Oh, doamna mea, pot. Ia să auzim, să nu vă întristați, că sigur n-aș vrea să vă vadă plângând, să știți. Viața mea, rămâi sufletul meu, și te înconjurăm. Asta prețul cel mai mare, să o fac nemuritoare. La fel pentru tatăl meu, și haideți să auzim și mesajul pentru dumneavoastră, un mesaj care vine din inimă. Din inima multă, lui. Din inima lui. Așa este, cu multă dragoste și cu mult respect și recunoștință. Și spune așa, mamă, anii nu te-au schimbat deloc. Continui să zâmbești cu acest zâmbet luminos pe care mi-l amintesc încă din copilărie. Mulțumesc, dragă mamă, pentru toată grija, dragostea, înțelepciunea și pentru abilitatea ta unică de a ocroti casa chiar și în momentele cele mai dificile. Te iubesc, cu drag, băiatul, Nora și nepoții. Îi mulțumesc, Nora. Îi mulțumesc.